Alex, care a fost marea iubire? Că sunteți mamă și știți inima ei. A fost, dar nu era de aici. După ce s-a despărțit cu Mircea. Mare iubire, dar nu era de aici din țară. Anything but love, baby, that's the only thing I've plenty of, baby. După despărțirea de Mircea Dofin, Melek a trăit o intensă poveste de iubire cu un musulman, un bărbat din religia ei. Două personalități și două temperamente extrem de puternice. O relație pasională de notorietate între colegii de breaslă. Erau extrem de geloși unul pe celălalt. Ideea este că a trecut odată în costum de baie și săracul samuraiul se uita, ce mamă, ce picioare. Ai, ea a mai trecut odată, mamă, ce picioare. Și a treia oară, eu călcam și zic, dacă te mai uiți odată, nu știu ce se întâmplă. Și era săracul odată că s-a uitat, ce putea să se întâmple. Și la care m-am dus că e tata, pac, și-a pus fierul, dar a fost groaznică, mirosea, care a zis, ionile mici, i-a făcut un tatu, i-am făcut un tatu, pe podium și el la săracul stătea cu nepotul lui lângă el și eu mergeam așa pe podium. Adică nici trădalea, doamne! Adică cum stai la fata? Nu știu, eu sunt acolo nepotul lui. Da, pentru că știi ce s-a întâmplat? Păi mi-a spus Romanita, el făcea, zic, și de cine îți mai place ție dintre colegele noastre? Zice, Romanita, ce frumoasă e. Săracu, atâta a trebuit să spun odată. Ce frumoasă e, așa cum cu e, turcoan. Mai păluca. Zice, cu ochii aia turcoan de mișică. Aha! După ani de zile de iubire tumultoasă, s-au despărțit. Poate că Melek a avut nopțile ei de lacrimi, dar niciodată nu a făcut vreun reproș. Dabei wollt mein Herz ganz dein eigen sein. Ich liebe dich, lieb nur dich allein. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort.